găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă emisiune în Cârlig. Astăzi am ajuns aici la izvoarele Chiriacu, spre Giurgiu, și dumneavoastră că am mai fost aici. Ne-am întâlnit deja cu Ionuț și încercăm să facem un pescuit la shallow, pentru că i-am promis că cum vine toamna, așa mai... Care toamnă? Ia zi, Nicule, e toamnă sau nu? Râzi. În această sfârșit de vară, deci suntem deja trecuți, suntem în octombrie deja, hai să facem un pescuit la shallow. Am luat în primăvară, vrem să vedem dacă luăm și în toamnă. Nicule, ai vreo, așa să zicem, un zvâc, că astăzi luăm ceva? Eu, după cum am mers ultima oară la pescuit, nu prea am șanse. Hai că am înțeles că s-ar putea să avem noroc, mai ales că am avut o lună plină azi noapte, m-am uitat la ea, ziceai că e pizza. Ai urlat la lună. Da, am urlat la lună. Hai să începem, ce zici? Ok. Că vreme de octombrie, eu zic. Ce zici? Bă, pentru noi e un avantaj. Și am trecut tot așa. Și am venit în februarie, dar ne-am doit. Ia stai că a fost până prima săptămână în octombrie, am fost tot așa cald. Cald. Cald, asta. Eu țin minte că am mers în noiembrie, în 10 noiembrie, și mamă, era frig, dar puteai să pescuiești în delta fără nicio problemă, adică nu era gheață, nu era nimic. Un pic de poșghiță așa, dar mică de tot. Ia vezi pe GPS, hai, unde e locul unde pescuiești? Dar stai așa să văd, pe aici. Avantajul să fii cu soția la pescuit, tu faci drill-ul și soția îl scoate. Aproape de mal avem un canal acolo. Sper că îl păcălim. Ce zici, Nicule, îl păcălim? Nu cred. Băi, structura e de nivelări așa. Pe argila de jos, că e argilă, cred. Ce folosesc eu? Un glitter de ăsta. E ok? Crezi că e bun? Eu știu. Vedem. Am avut un atac aici, dar chiar lângă barc, la un metru jumătate de firma, dar nici măcar. E murit rău de tot. Este Nicu, bravo, Nicușor. Ia să-l vedem. Să bagă. Bravo. Zici ceva telespectatorilor? Ce să zic? Avem un sfert de oră, nu? Cam așa. Foarte tare. Ce să zic, aveam eu o restanță pe balta asta, măcar așa, da, da, da. Să-l prind de data trecută. Cum a fost? N-am prins niciun atunci, nu? Mai ții minte? Mai ții minte. Foarte frumos. Erai foarte supărat, bine, era și vremea de așa natură. Dar nu prea am prins shallow anul ăsta, nu știu ce... Lași tu că ai mai mișcat un pic. Am mai mișcat, dar shallow nu. Cam rar shallow. Da, da, da. Hai te las să-l aranjezi. Nu, le liberez foarte frumos, că e micuț, e simpatic. Apoi și mi-o poză să... Cum să? Stai, așteaptă un pic. Așa, o să-l și eliberăm după sesiunea de foto. Da? Nu mai punem încă o dată, te rog frumos, să mai prind încă unul. Nu! Știi bine că noi la emisiune nu facem chestii de astea. Ar fi de tot râsul. Bravo, Nicușor, ai văzut? N-ai mai vrut tu să filmezi de mult cu mine, că ai avut multă treabă? Nu, e vorba în asta. Credeam că mi-a dus ghinionă. Se pare că nu a fost chestii. Altcineva aduce ghinionă. Bine. Bine.
Începem să vă pescuim. Auzi? Da. Mai e benzină dacă nu se băgă în rezervor, uite. Uite rezervor. Avem rezervor, dar nu avem motor. Ba, mai avem motor. Două brațe putere. Da. Mulțumesc că mă iei la pescuit. Știi? Auzi? E chestia aia cu... Hai băieți, spuneți mâna pe lopeți. Hai să-mi fac ceva. Asta așa. Mergem către... Nu vrea, nu vrea, știi? Da, mă, dar anul ăsta parcă a avut călduri. A, da. Dar nu și la mea, cel puțin la mine, sunt pescate duminică. Mă, recunosc că eu l-am mai ciugulit și tot duminică, adică am luat pe dârvari, am luat pe gostilele. Tu ai fost văd pe gostile? N-ai fost. O să mergem, nasol, nasol că tu nu poți să mergi în cursul săptămânii, știi, să mergi. Îți faci un liber de la servici. Spune asta, poate te aude șefa sau șeful. Și îți dă și ție drumul. Păi, am plecat de la izvoarele pentru că am avut niște trăsături de-astea mai, cum să spun eu, slabe. De fapt a luat Nicu decât un singur trapaz, dar a fost bine, Nicule, nu? Că l-ai luat. Așa. Și acum ne ducem pe Pasărea 5 la prietenul George, pentru că săptămâna trecută am tot avut și trăsături, am avut și ceva capturi. Pe drumul de piatră. Aici face cineva o herghelie, cred. Este. Bine, am venit din altă. Bibănescu. Ce? Biban. De să fac zoom. Să fac zoom ca să-l vezi. E? E un biban frumos. Am ajuns aici la Pasărea 5. Uf, am mai intrat. Bine că mi-a intrat în ochi. Pa! Ce-a tăiat? E spata. Da. Am băgat așa mai soft. Mai de... Stăm așa, în lungul malului, ușor. Și o lăsăm așa, să stăm mai mult, mai tragem un pic. Uite, iar am avut. Cred că am găsit un pană de bani. Vin și eu. Haide! Să arătăm și cine l-a prins, George? Da. Cum l-am luat? Ah, cred că l-am luat. Nu, era prins în... Oh. Da, dar n-ai spus adevărul, că de fapt e al treilea. Ești gelos acum, că n-ai prins nimic și îmi spui că am prins primul. Uite, e acolo juvelnicul. Hai mă, că și am prins, dar le-am dat drumul pe alea micuții. Hai, nu pe aia, pe aia pe garaj. A, da, e pe aici în garaj. Este? George, afară de caraj ăștia, cum așa aici, ce mai pot găsi pescări acum toamna? Afară de caraj, aici, pe pârlita mică, haide să spunem că e pârlita mică. Și mai am câteva zeci, de exemplu, undeva la 30-40 de bucăți, care eu am oprit pentru o reproducere. Undeva între 7 kg și 14 kg. Sunt niște bucăți frumoase. Dar am ales noaptea, nu știu. Am înțeles că săptămâna trecută pe... Balta cealaltă, pe Pupăza 5, s-a prins ștucă, șalău, ștucă frumoasă, am văzut pe Facebook. Pupăsăre. Cum am zis? Pupăsă. Ce-am cu Pupăza, am ceva cu gicar. Ai citit poveștile, eu îmi cream că s-a prins. Nu, s-a prins ștucă și s-a prins și șalău și se prinde și acum. Deci pentru
Da, pentru amatorii de răpitori, da, și undeva în intervalul 7:30-10 și undeva după ora 17 seara până se întunecă, bineînțeles. Deci iarăși, acum fiind căldurii încă mai este cald, atunci este de preferat să vină pentru răpitor. Și la plastic. Deci la șaduri, la cauciuc, la plastic. Zgârciuri, cum le zic, da, eu. Exact. La, pentru șalou, că șalou e din belșug. Nu undeva până în 2 kg. Ia zi, hai. Așteptam să dai rec, da, că aștept de 2 minute. Hai, scoate-l. Deci e viu, nu e pus în act. Noroc că ți-am spus, hai să încercăm și la răpitor, că ai pus așa, într-o doară, dar... Foarte tare. A. Tocmai vreau să plec, adică... Exact. Noroc că am insistat. Uh-huh. În general, să știi că există multe exemplare de genul ăsta. Aha. Sunt și câteva, adică nu câteva, o proporție mai mare de exemplare. Deci, apropo de chestia mari. Asta din toamnă de acum, deci aștepți, clar, da, aștept la răpitor. Spinarii. Da, exact. Spinarii, cum le zic eu. Ai văzut că mai devreme, adică tu ai scăpat mai devreme, știu că am scăpat știucă și... Nu știu câte kilograme, că n-am fost tu, știi? Nu, ți-am zis, deci cum am văzut eu, lungime și a scăpat din... De fapt, nu a scăpat, am codița să arăt. Am mușcat codița, a fost agățată un pic și pe urmă a scăpat. Eu am estimat-o la vreo 4. Deci ți-am zis că există și așa, dar des cade așa ceva. Uh-huh. Deci undeva la... Hai scoate-l, că ăsta moare și repede. Da. Undeva, cred că la 5-6 aruncări... Să știi că da. Mușcă. Deci eu l-am aruncat, să zic, de 10 ori, au fost două atacuri. Unul fără coadă, unul cu... Hai, uite, vezi dacă n-am ce trebuie? Ce trebuie? Instrumentarul. Vezi că ai la mine în ăla, dacă cauți, vrei... Asta e foarte țepos și e pentru un lucru frumos, și mușcă mare. Hai să vin să văd și eu pe aici cu colțul ăsta. Merge. Să nu mă duc și o dată cu el. Oh, ce a fugit. Racheta. Gata. Încep și eu. Hai. Ha? Da. E rec, ai sus, e rec? Este. Asta e mai îmbrăcat un pic, iau de ușor ca să... Uite. Deci, există răpitor, domnul George. Știi, mai am avut câțiva prieteni, tot așa patroni de bărți, care... Bă, nu știu, n-am, nu știu câți am, nu am mult, am puțin, am... Da. Mai bine să nu te lauzi. Uite cu ce dau. Un gliter alb. Hai să apropii puțin. Pa, baby. Hai să-i dăm drumul. Uite-l. George, pe ăsta vin și ți-l iau la anul. Bine, Să-l facem o plachie. Te aștept. Bine, până atunci mai prind din alții, mai mari. Hai să te vedem. Hai să-mi zici și mie ce proiecte ai acum, că am înțeles că ceva proiecte sunt aici. Sunt proiecte, dar hai că vor povestim puțin mai încolo, ca să nu mor peștele, da? Că săracul chinui. Uite, apropo, că vă spuneam mai devreme și a specificat și Marius, linia mediană, da, este specifică peștelui din balta asta. Ai văzut că mai devreme ai prins un caras, da. Și nu avea. Nu avea. Ăla și ți-am și zis că nu e de aici. Era din popular. Nu știu ce sunt, da. Nu știu de unde e, cum, dar ideea e că am observat peștele de aici. Ah, și asta încă o chestie. E născut aici din primăvară. Oho, și ce bine a crescut, da. Adică pentru deci, caras, care prima se știe că are o creștere mai lentă. Da, deci asta e prima generație de caras născut aici. Foarte da. Da, trebuie să menționăm că a fost curățată balta. Nu, a fost curățată în toamna anului trecut, undeva în noiembrie. Am golit-o, am igienizat-o, carasul l-am mutat în alt bazin, pasărea 5 de care vorbeam mai devreme, iar răpitorul l-am eliberat către Pălita Mare, care este naval. Da. Și care în curând va fi... Care va fi unde se vom amenaja încă două diguri. Se va mai crea un bazin identic cu ăsta pe care stăm acum, pe Pălita Mică, să profităm de liziera care avem în față. Exact. Iar după aceea, următorul dig va da naștere unui bazin de circa 15 hectare care va fi destinat exclusiv răpitorului. Sunt canale formate de răchită, unde se poate pescui din baltă la răpitor, ceva super. We'll be right back.
vecinii prind. L-am dresat să mă ducă și plaică prin semnă și pe aia devâneau geloși. Da, zici, știi ce trebuie să fac? Să mă duc în mașină, să-mi iau binocul, să fac cu ce dă omul ăla, că prea a luat doi unul după altul. Păi mai știu, puteți să-l întrebăm direct. De ce zici? Nu știi cum să-mi pescari, mă, nu spun. Ia, ce facem, o încercare? Facem? Nu, hai că ne facem de cacao. De ce? Să zic, bă, ce pescari sunt ăștia. Pescari care se informează. Se informează, da. Dacă devenim prea orgoloși, după aceea pierdem. Că văd că ai încercat, ai băgat și Sheffield-ul acum... Am încercat Sheffield, nu prea atras, la feeder mi-a mers, a avut o observație foarte bună, acu era destul de mare, acum l-am schimbat, să vedem ce rezultate avem. Hai că sunt curios, că vreau să mai prindem ceva, niște cărășii frumoși. Eu zic că în 10 minute maxim unul dintre noi trebuie să prindă un cărăs. Asta am zis și eu. Ne uităm pe ceas, dacă nu ne lăsăm de meserie. Ne ducem la nene acolo, lângă el și filmăm la el. Și filmăm acolo, păi, exact. Trebuie să ne mai chinuim noi. Hai, asta e. Ia arătați-l la cameră așa. Vecinii noi șeptă. Out. He, ce zici, George? Da, mai zi, mă las. Zi, tata, cum ai reușit doi odată? Meserie, n-am. Ia blestem. Cât a înjurat, bă. Am câștigat la 6 din 49. Vezi? Chiar tare. Ia, lasă-i așa un pic să-ți fac și o poză. Bravo. Gata? Gata, e perfect. Da, mă, n-ai bun. Ai zis că ai captura, a? La Virmuș. Da, captura e bun. Ce zici, George? Nu mai zic nici. Supărarea când îmi vine, da. Ia zi, la ce să mai încercăm? La, nu știu, la muște, că dacă mai ținem mult viermuși în apă, s-ar putea să fac transforme în muște. No. Cred că am plecat noi de acasă și n-am plecat, am căcăl cu stângul. Da, prag. Nu ne-am uitat la prag. Rebranduit puțin această salvă de lacuri sub numele de Laguna Verde. Laguna Verde. Laguna Verde. Frumos. Și sub acest brand se află cele trei bazine, Pasărea 5, Pălita Mică, Pălita Mare, așa cum se știu ele de cel puțin. Eu am să scriu și jos acolo întrebarea. Da. Și deci asta e întrebarea, lângă ce localitate se află acest complex de agrement și pescuit. Mai le repetăm o dată. Pasărea 5, Pârlita Mică, Pârlita Mare. Da. Cine va răspunde corect, se va face o extragere. Se va face o extragere. Presupun că vor fi răspunsurile pe adresa emisiunii. Eu scriu scris jos acolo. Uite, pescar adevărat aici. Tu l-ai prins? Da. La ce l-ai prins? La Virmuș. La Virmuș. Bravo, ia uite ce frumos e. Uite cât a cărăsoiul. Bravo. Mulțumesc. E prima oară când pescuiesc sau ai mai pescuit? Nu, am mai pescuit. Și cel mai mare pește care l-ai prins? Așa. Stai să văd. Aha, am înțeles. Hai, ține peștele și acum să-ți fac și o poză. Ai văzut, George? Noi dăm. Noi și ăștia mici prind. Asta că așa să fac uii mari. Da, bineînțeles, așa le intră microb. Un pește de Pălita Mică. Așa. A, uite, frumos. Deci de reținut doar, la doar 5 metri. Da, da, și la telefon. La undiță de 9 metri ce pește avem, ia uite. Uf, nici n-apuc să... 9 centimetri. Mamă. Ăsta da caras. Sper că nu o pui, o tai la montaj. Da, bineînțeles, pun un pe la mare care l-au apuși tu. Da. Și decupez, facem un Photoshop ceva. Am dat la înghițit săracul. Hai, recunoaște pe cameră cine a înțepat peștele ăsta. Eu? Hai să-l vedem. Ia. Păi ce-i la, mă?
Băi, cred că au fost doi, mă. Încep, prins unul. George, hai mă, lasă, că de la 10 minute la 3 sferturi de oră. Ia zi. Am crezut că are cel puțin un kilogram. Lasă că după asta să vezi ce vine. Ia să vedem ce vine. Minutul 46. Minutul 46, hai să... Ia uite. Ia. Tot de aici, din Bălt. Tot de aici e, nu? Născut, da. E al Bălții. E al Bălții. Ăsta ține cu mine. Păi la ținut vor să te recunoască de stăpână. Exact. Hai, fă-i vânt. Hai. Du-te. Du-te la undița aia acolo, uite acolo la undiță, în vârf. Măcar să mai văd și eu ceva. Cred că ne-a cam bătut soarele în cap. Păi da. Multă sete, cred că suntem și deshidratați. S-a ducut par de apă rece? Ai spus vorba cea mare. Așa. Avem un puț. Avem un puț, auzi. Filat. Ai trecut pe undiță? Pe lângă undiță am trecut. Da, iese ceva? Bine. Asta e atâta răpitor în Balta. Da, asta e atâta răpitor. A, uite ce mănâncă. Ia uite ce oblete frumos. Stai să-l luăm așa de aproape. Uite ce țopă e. Eliberarea acestei mari capturi. Perfect. Mâncare pentru pește. Mâncare pentru șalău, știucă și biban. A fugit. La viermuș. Hai, vă stai zis eu că la viermuș trage. Da, nu că... Ai auzit, mă, că la viermuș trage. Alo. Nu mai râde. Spune și lui. Zi. Spune adevărul. Unde? 4. 4 lansete, nu? Uite, vârful. Uite și lansete. Trebuie să văd unde. Uite. Patru. Numai 4. Am să o repar. M-am supărat și o repar. Deci acolo trebuia să fie... Uite aici. Aici trebuia să fie vârful, da? Așa. Așa, da? Am așa, 4 lansete anul ăsta la activ, o undiță de carbon. Trebuie să deschidem ceva, o linie, să-ți facă cineva donații. Donații, frate, că dacă mai dau bani, am pus-o. Ia uite. Ești bucuros, nu? Cam asta a fost emisiunea noastră astăzi. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă așteptăm pe incarlic.ro să vă uitați la noi, de asemenea pe pagina de Facebook și să ne scrieți pe office@incarlic.ro. Nu uitați de concursul nostru, cel care va scrie, ne va spune, ne va scrie pe site și pe Facebook cine, unde, lângă ce localitate se află pasărea 5, pârlita mică și pârlita mare, va câștiga 5 pescuituri, deci aici 5 zile de pescuit alături de un prieten care vrea dus. Până săptămâna viitoare să aveți în Cârlig!